Animalele sunt atât de lipsite de apărare, ce ai face dacă ai fi în locul acestui băiat? Dar dacă ai vedea asta, astăzi vă voi arăta aceste și alte povești emoționante când animalele au venit să ceară ajutorul oamenilor. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă o limonadă, scrieți-ne în comentarii dacă vă plac animalele, puneți un like și să începem! Pentru a salva acest elefant a fost nevoie de un întreg excavator și iată recunoștința lui. Cum crezi? Care este cel mai apropiat animal omului? Nu, nu este porcul, deși uneori ne apropiem foarte mult de ei. Acesta este cimpanzeul. Pentru a vedea cum își organizează ei comunitățile și ce legi au, intră pe canalul Red Zebra. Linkul îl găsești în descriere. Acești oameni au eliberat 7 bufnițe tinere în sălbăticie, dar una dintre ele a căzut din greșeală în lac și uitați-vă cum pasărea cu toată puterea ei înnoată spre oameni pentru ca aceștia să o salveze. Cât de greu este să traversezi drumul când ești o familie de rațe. Mulțumesc acestui tip și altor șoferi care s-au oprit. Imaginează-ți cât de înfricoșător este acestui râs în capcana, dar omul nu i-a făcut rău, ci mai degrabă l-a ajutat. La sfârșit s-a oprit și s-a uitat la el. Asta ce ar putea însemna? Și iată un exemplu similar. Dar acest câine de stradă cu o labă ruptă a venit singur la clinica veterinară pentru ajutor. Din cauza șocului electric, această maimuță și-a pierdut cunoștința și a căzut pe șine și uite ce se întâmplă. Timp de mai bine de 20 de minute, o altă maimuță s-a chinuit să-și aducă prietena înapoi la viață și i-a reușit. Acest pui și-a pierdut mama și uite ce face când a văzut oamenii. Din păcate, mama lui nu a fost găsită niciodată, dar acești oameni l-au luat acasă și i-au oferit o a doua șansă. Și aceasta este o salvare emoționantă a unui cangur în timpul incendiului din Australia. Și încă o salvare fericită a unui bivol care a rămas blocat într-o mlaștină. Un papagal pe nume Blondie și-a pierdut toate penele din cauza unei boli rare, dar pentru stăpâna lui este cel mai frumos și mai iubit. Ciocul unui corb pe nume Don a fost grav rănit din cauza renelor, dar a avut o a doua șansă când oamenii i-au făcut un nou cioc acrilic. Și cel mai prădător animal apreciază bunătatea, chiar dacă este un șarpe otrăvitor. Câinii din San Diego demonstrează de asemenea o mare încredere în oameni. La început doar pare că îi salută pe băieți, dar uită-te bine, în mod clar îi cheamă să meargă după el. Au un scop, salvarea unui prieten care are o problemă. Câinii nu s-au înșelat, acești bărbați nu au rămas indiferenți față de marea problemă. Dar modul în care s-a terminat următorul caz este și mai emoționant. Puiul de elefant a căzut într-o groapă și trebuia să fie scos cu ajutorul unui excavator. Găleata umplea spațiul pentru ca elefantul să se poată sprijini pe picioare. Când în sfârșit i-a reușit, s-a alăturat familiei sale, strigătele de bucurie mărturisind o înțelegere profundă a situației. Iar acum se întâmplă un moment complet incredibil. Elefanții adulți își flutură trompele către oameni în semn de salut și recunoștință. Doar uitați-vă la asta!
Emoționalitatea elefanților a fost dovedită prin numeroase experimente științifice. Se știe că elefanții sunt capabili să controleze alți elefanți dacă au probleme. Stau lângă ei, atingându-i cu trompa, producând sunete liniștite. Acum suntem convinși că sunt și capabili să fie profund recunoscători unei persoane. Fiind însetată, această maimuță sălbatică nu numai că s-a apropiat de bărbat fără teamă, dar și s-a și urcat în rucsac fără să întrebe. Se pare că în acea zi s-a format o nouă prietenie. Acum vezi un ren care are și el nevoie de ajutor. A rămas blocat pe un lac înghețat din Pennsylvania. Se pare că a rămas prea departe, alunecat și nu s-a mai putut ridica. Vânătorul nu a suportat suferința animalului și a încercat să-l salveze cu o frânghie. Fixând cerbul, s-a deplasat cu el la țărm. Acest câine nu a mâncat nimic timp de 5 zile și s-a ascuns în spatele coșurilor de gunoi. Când oamenii au reușit în sfârșit să prindă câinele, au văzut că era acoperit cu mii de acarieni. Lanțul era rupt, se pare că acest câine a fugit de stăpânii care au permis un asemenea dezastru. Femeile amabile au dus câinele la clinică unde a fost nevoie de câteva ore pentru a elimina paraziții. Câinele a primit și o injecție care a ajutat să scape de acarieni. După aceea, fata bună a fost dusă acasă unde lupta a continuat. Autorii videoclipului au numit câinele JC și speră că va avea o viață lungă și fericită. Iar acest om cu grijă a dat apă maimuței care suferea din cauza căldurii și a venit la el după ajutor. Mai târziu li s-a alăturat un prieten de-al maimuței, care de asemenea nu a trecut neobservat. Fără apă nu există viață. Când animalelor le este sete, apelează la oameni pentru ajutor, distrugând toate stereotipurile, chiar dacă acel animal este șarpe otrăvitor sau o pasăre mică. Puiul de vulpe avea și el încredere în oameni, știind că fără ei nu ar supraviețui. Priviți doar aceste momente emoționante când vulpea se apropie de o persoană pentru a cere ajutor. Și uite ce s-a întâmplat după un timp. Iar această mulțime s-a adunat aici pentru a salva un pui de elefant care a căzut într-o țeavă de scurgere în timp ce traversa drumul cu mama sa. Puiul a cerut ajutor până când a fost găsit de cineva și acum tot satul încearcă să scoată puiul de elefant afară. Și ca să înțelegeți gravitatea situației, a fost implicat și un excavator, dar mai presus de toate este uimitor cât de calm este puiul de elefant, având încredere în salvatorii săi. Iar această țestoasă de mare aproape că a devenit victima unui rechin tigru când a văzut o barcă de pescuit și a încercat cu disperare să se apropie de ea. Țestoasa a înțeles, iată scăparea ei, și avea dreptate. Pescarii au așteptat suficient de mult ca rechinul să-și slăbească strânsoarea pentru ca ei să-și facă datoria. Iar acest câine a căzut în groapa unui castor și cere ajutor. Salvatorii au petrecut mai mult de 2 ore pentru a-l dezgropa pe Lucky. Acest bărbat a salvat maimuța dintr-o haită de câini și ea a încetat să mai respire din cauza unei răni. I-a făcut masaj cardiac și respirație artificială gură la gură până a readus-o la viață. Și iată un alt exemplu că trebuie de avut încredere 100% în oameni. Aici un polițist a venit în ajutorul unui câine când acesta a rămas blocat într-un vehicul de teren care a luat foc. Vezi cum câinele și-a exprimat recunoștința față de salvatorul lui. Datorită acestor oameni, pasărea crede că mama ei o hrănește, așa că nu se teme. Și
Și iată cum au salvat un pui de elefant în Zimbabwe blocat în noroi după o lungă secetă. Acest cățeluș mic a avut șanse foarte mici să supraviețuiască când a fost lovit de un tren. Din fericire, strigătele lui au fost auzite de oamenii care i-au salvat viața. Pelicanul s-a apropiat de bunăvoie de oamenii care mergeau de-a lungul plajei. S-a dovedit că avea un cârlig triplu înfipt în cioc. Din fericire, a reușit să-l scoată. Acest cangur a căzut în canal în timpul unei maree. Vezi cât de disperat imploră animalul pentru ajutor. Acum că cangurul este în regulă, poate fugi, dar privirea lui spune multe. Iar acest pui de bivol a rămas blocat în noroi și cerea ajutor. A-l scoate din mlaștină nu este o sarcină ușoară, pentru că un astfel de copil cântărește mai mult de 100 de kilograme. Dar acest câine a fost rănit și nu s-a putut salva singur. Noroc că acest bărbat era în apropiere. Ratonii care se strecoară în podurile caselor sunt un lucru obișnuit în Toronto, dar acest raton nu a avut noroc. Până la urmă, totuși, a reușit să fie scos. Aceasta este starea în care se afla cățelul când oamenii l-au găsit, dar așteptați până vedeți cum arată astăzi. Acești pescari au observat că un pui de balenă se apropia de barca lor, fiind încurcat în plasă. Au liberat bietul animal și au scos plasa din apă. Oh, dacă am avea mai mulți astfel de oameni! Iar acest pui de vulpe plângea tare fiind blocat în plasă. La început a fost foarte speriat, dar apoi și-a dat seama că în apropiere erau oameni care erau gata să-l salveze. Pentru a scoate vaca din fântână, oamenii au fost nevoiți să folosească un tractor uriaș și au reușit. Cum altfel? Elanul a rămas blocat pe calea ferată și oamenii au organizat o întreagă operațiune de salvare. Animalul a fost în cele din urmă salvat și dus înapoi în pădure, dar nu pare că se grăbește, aproape că încearcă să-i mulțumească. Ursul a rămas blocat pe un stâlp de curent și a supraviețuit în mod miraculos datorită faptului că ajutorul a sosit exact la timp. Iar acest om ajută pisica sacrificându-și propriile mâini, deoarece pisica era foarte speriată și l-a zgâriat destul de tare. Din fericire, animalul a fost salvat și bărbatul la fel este bine. Iar acest pinguin a scăpat de balenele ucigașe înfometate, sărind într-o navă cu turiști. Scoaterea unui elan uriaș din groapă este o încercare grea, dar tipii ăștia nu au renunțat și încercau din nou și din nou. Aici puteți vedea clar cum animalul încearcă cu toată puterea să facă ceea ce este necesar și în sfârșit l-au scos. Acesta este un lup sălbatic, dar de îndată ce prădătorul și-a dat seama că nimic nu-l amenință, pur și simplu a fugit. Dar sigur că era foarte bucuros să fie din nou liber. Acest tren, timp de un an întreg, de două ori pe zi, vizita această femeie dornică, care îl hrănea cu pâine. Această girafă a intrat și ea în necazuri, dar din fericire totul s-a terminat cu bine. Iar acest rechin alb a sărit accidental pe pământ în timp ce vâna pescăruși, nu departe de țărm. Oamenii nu l-au lăsat în necazuri. Oamenii au observat un urs care se ridicase pe un stâlp de înaltă tensiune. Avea să-l tragă în jos, dar el a avut norocul să coboare singur. Iar acest hipopotam nu se teme deloc să deschidă gura pentru ca bărbatul să-l spele pe dinți. Chiar se pare că îi place.
Asta s-a întâmplat în cazul unui koala care a fost găsit pe stradă foarte epuizat și speriat, dar când a văzut, oamenii a alergat imediat să le îmbrățișeze picioarele. Oamenii i-au dat niște frunze de mentă, i-au dat să bea apă și mai târziu au organizat o programare la medic. Nu există nicio îndoială că acum sunt cei mai buni prieteni ai lui. Dar aceasta este o altă koala, la fel de prietenoasă. Îi vizitează regulat pe acești oameni, având chiar propriul ei vas pentru apă. Înainte se așeza modest pe un copac, fără să acorde atenție la ceea ce se întâmplă, dar în această zi fierbinte, koala a decis să se răcorească în piscină. Uite, într-un moment, chiar începe să bea din mâinile unei persoane, iar mai târziu mulțumește pentru ospitalitate în cel mai dulce mod. Urșii sunt cu siguranță emoționali și empatici. În acest videoclip, un urs flămând mănâncă hrana de la pasagerii mașinii. După masă, le mulțumește oamenilor buni ridicându-se pe labele din spate. Incendiile care au lovit Australia în 2019-2020 sunt numite cele mai distructive din istorie. Ele au provocat daune grave vieții sălbatice din țară. Mii de vite și sute de milioane de animale sălbatice au fost ucise și mutilate. Mulți oameni au încercat să salveze victimele, de exemplu, această femeie spală labele arse ale unui cangur. Animalul nu a fugit, mai mult decât atât, se lasă mângâiat și, dacă ar putea, ar îmbrățișa femeia. Această pată albă este a unei perechi de lebede care se apropie de țărm. Sunt încurcate una cu cealaltă și înțeleg că fără ajutorul unei persoane nu pot fi salvate. Așa că atunci când au văzut trecătorii, s-au îndreptat către ei. Aripile și gâtul lebedelor erau încălcite și a fost nevoie de efort și grijă pentru a nu le trauma. Dar acum păsările mândre își pot întinde din nou aripile. Iar acest incident a avut loc în orașul indian Karwar, unde s-a târât un șarpe King Cobra. Această specie de șarpe aparține familiei alpidelor și este cea mai mare reptilă otrăvitoare de pe planetă. Când veninul intră în corpul uman, se blochează mușchii, provocând contracția și paralizia căilor respiratorii. Doar 7 ml de venin pot ucide o persoană în 15 minute. Este răbdătoare, dar foarte agresivă. În același timp, îi este frică de oameni, la fel cum oamenii se tem de ea. Dar ce a forțat cobra să vină la oameni? Pe vremea aceea era o mare secetă în India. Oamenii au înțeles că șarpele nu avea intenția de a ataca, ci avea nevoie de ajutor. Au chemat zoologii care i-au determinat starea proastă și i-au măsurat lungimea, 3 metri și 65 de centimetri. Și atenție, i-au dat să bea direct din sticlă, după care a fost dusă în pădure și eliberată în siguranță. Ea nu și-a demonstrat deloc agresivitatea. Dar acesta este Quito, un pescar din Costa Rica. El este cunoscut pentru că a salvat un crocodil pe nume Pocho în urmă cu mai bine de 30 de ani, când avea să moară în urma unei răni de glonț. La început, Pocho cântărea doar 150 de kg, dar în timp ce Quito l-a tratat și l-a hrănit cu pui și pești, crocodilul a crescut la 1000 de kg. În cele din urmă, crocodilul a rămas cu bărbatul. 10 ani mai târziu, Pocho l-a învățat pe Quito aceste trucuri. Iar acest bătrân a riscat totul pentru a-și salva pisica iubită din casa care era în flăcări. Această poveste are un final fericit. Autoritățile au găsit un loc pentru un pensionar și s-au stabilit amândoi într-o casă nouă. Iar acest pisoi mic, fără adăpost, a țipat tare după ajutor. Când oamenii l-au auzit, i s-a oferit o a doua șansă la viață. Și acum un video pe lângă care nu am putut trece. Wild Bear tocmai a salvat un corb care se neca la grădina zoologică din Budapesta. Doar gândiți-vă, ursul a salvat cioara. A auzit strigătele de ajutor ale păsării și a dat dovadă de bunătate, eliberând pasărea trăgând-o pe uscat. Chiar și cioara pare că este greu să creadă ce tocmai s-a întâmplat. Și acesta este un zidar pensionar cu cel mai bun prieten al lui, un pinguin. Acum 10 ani, bărbatul a găsit complet acoperit cu petrol și l-a îngrijit. După această salvare, pinguinul se întorcea la casa prietenului său în fiecare an și stă în curtea din spate în timp ce alți pinguini de felul lui se împerechează. Iar acest cățeluș abandonat, dar prietenos, a întâlnit oameni amabili și i-a urmat până acasă. A avut noroc deoarece oamenii l-au lăsat să intre în casă, unde și-a găsit o nouă familie minunată.
Este greu de spus cât timp a trânat acest târg de propriul cioc, luptând pentru viață, dar acum este salvat datorită unui pescar amabil care a reușit să elibereze pasărea cu undița sa. Doar ascultă strigătele acestui biet câine, era înfometat și speriat, dar avea încredere în oamenii grijulii care l-au dus la adăpost și l-au readus la viață. Această acvilă a fost prinsă într-o capcană de gheață la 30 de metri de la pământul din apropiere după un vortex polar și a fost foarte norocoasă că oamenii au observat-o. Au mutat vulturul mai aproape de pământ unde putea găsi odihnă. Cam așa arată un erou adevărat. Uite cum acest bărbat își riscă viața pentru a scoate vulturul de mlaștenă. Iar acești tipi nu sunt doar lucrători feroviari, ci sunt adevărați eroi. Au sărit dintr-un tren în mișcare pentru a salva o capră care fusese îngropată sub zăpadă de un alt tren care a trecut înainte. Acest copil este încă atât de tânăr, dar deja cu o inimă mare. Această sărmană pasăre era inconștientă din cauza deshidratării după căldura intensă, dar bărbatul a sosit exact la timp. Pasărea era prea slabă pentru a bea, dar treptat și-a revenit în fire. Acest bărbat a scos un pui de maimuță de sub dărâmături și l-a dat înapoi mamei sale. Uită-te doar la reacția ei! Acest tip a auzit un strigăt disperat din șanț și și-a dat seama că în geantă se află o ființă vie. S-a dovedit că cineva a tratat cu cruzime o pisică adultă. Din fericire, această poveste are un final fericit. Pisica aproape că a devenit victima unui piton, dar localnicii neînfricați au salvat-o și cu adevărat și-au riscat viața. Se pare că acest leneș a confundat ramurile de copac cu firele de electricitate și ca urmare a fost în pericol. Riscându-și propria viață, acest om a încercat să-l ajute pe leneș, dar acesta a făcut ascultător tot ce îi se cerea. Și iată salvarea incredibilă a unei căprioare care a ieșit pe gheață și gerul i-a lipit picioarele, împiedicând animalul să se întoarcă într-un loc sigur. În cele din urmă, salvatorii au reușit să elibereze căprioara și acum se confruntă cu o sarcină grea, să încălzească animalul. Dar cel mai incredibil lucru este că căprioara nu se teme de bărbat, ci îi era recunoscătoare. Oamenii au observat o căprioară care stătea pe marginea drumului și cerșea ajutor. Fața ei era acoperită cu o crustă de gheață, astfel încât animalul nu putea nici măcar să deschidă ochii. Când oamenii s-au apropiat de căprioară, ea nici nu a încercat să fugă, iar aceasta a fost decizia corectă. Acum căprioara este în siguranță. Poate cineva să-mi explice cum s-a blocat capul de vacă în copac? Cu siguranță a fost foarte norocoasă să aibă un om în preajmă. Iar acest om neînfricat a sărit în apa înghețată pentru a salva o căprioară care avea o găleată pe cap. După un timp a sosit prietenul lui cu o barcă și au început să acționeze și în sfârșit căprioara este eliberată. Acest șarpe a rămas blocat fără speranță în plasă. Oamenii au avut nevoie de mult curaj pentru a-l elibera, dar șarpele nu avea de gând să le facă rău. Această vulpe mică a rămas blocată într-o roată și veterinarul a trebuit să muncească din greu pentru a o ajuta. Iar acești oameni au găsit țestoasa ascunsă și legată și au intrat în modul de salvare, readucând-o la viață. Căzută în bazin, acestei vulpe zburătoare nu-i mai rămânea decât să aibă încredere în oameni.
De fiecare dată când tipul ăsta își ia barca, gâsca pe care a salvat-o cu ani urmă zboară lângă el, iar mai târziu l-a adus și pe copilul ei. Acest pui nu a putut ieși din borcan foarte mult timp și uită că nu se teme deloc de omul care l-a salvat. Cândva, viața unui tigru pe nume Hover era așa. Inutil să spun cât de nefericit era, dar acum trăiește cu totul altfel și totul datorită oamenilor buni care l-au luat de la circ și l-au adus într-o rezervație din Florida. Operatorul de excavator a făcut o treabă grozavă salvând un pui de kangor. Cineva a legat acest câine de un copac, lăsându-l fără mâncare și apă. Nu se știe câte zile a petrecut în această stare până când oamenii i-au auzit chemările în ajutor. Căderea pe spate este o mare problemă, dar cum să nu ajuți? Iar acest bărbat a salvat copiii unei nevăstuice, în timp ce mama lor s-a speriat de o mașină și a fugit. Arepa acestei sărmane s-a blocat într-un tufiș de mărăcini și s-ar putea înneca. Oamenii au dus-o la un adăpost și după o săptămână și jumătate de reabilitare este ca nouă. Iar aici oamenii duc vacile din munți pe pajiștele alpine confortabile. Dar această cățea i-a cerut unui bărbat să-i salveze copiii din ploaie și ea însă și l-a condus pe bărbat la fața locului. A fost foarte implicată în operațiunea de salvare. Se pare că este mulțumită de rezultat. Căței sunt în siguranță și se poate angaja din nou în educarea lor. Locuitorii marini de asemenea nu sunt imuni la probleme, ca și locuitorii de pe uscat. Acest pufăr a atras atenția unui scafandru, Shander Dauger, având un cap neferesc de mare și un comportament ciudat. S-a dovedit că a înghițit un cârlig care îl deranja și îl trăgea la fund. La început, scafandrul încerca să scoată cârligul cu degetul, astfel punându-și mâna în pericol. Dar acesta se ținea prea strâns. Apoi Shander s-a hotărât să dezlege firul de pescuit și după câteva minute i-a reușit. În sfârșit, peștele este liber. După aceasta, peștele a notat ceva vreme lângă salvatorii lui, ca și cum le-ar spune mulțumesc pentru viața. O întreagă echipă de salvatori s-a adunat pentru a-l ajuta pe acest raton. Să-i scoată capul din trapă este foarte greu, dar lor le-a reușit și ratonul din nou este liber. Acest mic leneș se numește Guanabana și în aceste fotografii se simte bine, dar cu puțin timp înainte, puiul de leneș era în mare pericol. După refluxul valului, a rămas blocat între două pietre și ar putea muri la următoarea maree. A strigat tare și a cerut ajutor. Un bărbat pe nume Dirk a auzit apelul de ajutor și a salvat animalul. L-a luat acasă și l-a dat ulterior centrului de îngrijire a animalelor. Acum uitați-vă la un alt caz. Această mamă care alăptează are îndoieli dacă ar trebui să ceară ajutor oamenilor, dar după un timp decide că poate avea încredere în ei. A adus oameni la puii ei flămânzi, care nu aveau nicio șansă să supraviețuiască fără ajutorul lor. La început, mama era protectoare cu bebelușii ei, așa că salvatorii i-au distras atenția cu mâncare. În final, căței au fost salvați și acum au o nouă casă. În China, nivelul de sterilizare a pisicilor este foarte scăzut, ceea ce îi determină adesea pe oameni să refuze la pisoi. Acești oameni au văzut cum cineva a aruncat așternutul de pisoi în râu. Când au auzit strigătul unei pisici după ajutor, s-au grăbit să caute sursa sunetului și au găsit un pisoi. Oamenii au adus acasă pisica epuizată și flămândă și au numit-o Piersic. Uită-te doar cum acest carp cere mâncare unei persoane și nu se teme să ia mâncarea din mâini.
iar acest pui de vulpe este blocat fără speranță în plasă, dar autorul acestui videoclip i-a venit în ajutor. A fost nevoie de mult efort pentru a le elibera din capcana, dar uită-te la ultima clipă în care s-a oprit pentru o secundă să se uite la salvatorul său. Ce ar putea însemna asta? Din păcate, acesta nu este singurul caz în care vulpea se încurcă în plasă. Iar acest urs brun a avut mai multe probleme căzând în fântână. Oamenii au auzit chemarea în ajutor și au coborât o scară. Uite cu ce maestrie se ridică spre vârf. Nu este surprinzător faptul că oamenii de știință au ajuns la concluzia că abilitățile mentale ale unui urs sunt mult mai mari decât cele ale altor animale. Și uneori comportamentul lor seamănă cu cel al omului. Știai că un corn de rinocer valorează mai mult decât cocaina sau diamantele? Iată de ce aceste biete animale mor în masă de mâna braconierilor. Din fericire, sunt oameni care aud strigătele de ajutor și fac tot posibilul să scape rinocerul din necaz. De exemplu, acești oameni au salvat 4 animale suferind, dându-le medicamente și schimbând bandajele în mod regulat. Este o pasăre? Este un avion? Este un rinocer? Dar ce face în cer? Se dovedește că conservatorii faunei sălbatice au transportat 15 rinoceri negri rari din Eastern Cape într-o rezervație din Africa de Sud, pentru a spori populația în scădere. Astăzi au mai rămas doar 5.000 de rinoceri negri în lume din cauza braconierilor. Această gâscă a fost găsită cu ciocul rupt, cel mai probabil ca urmare a luptei cu un câine sălbatic. Gâsca nu putea mânca, era supraponderală, așa că a avut încredere în medici și designerul 3D care i-a creat o proteză de cioc. Iar această pasăre tucan și-a pierdut ciocul nativ după ce niște monștri au bătut-o cu bastoanele. Dar din fericire s-au găsit oameni amabili care au donat $1000 pentru a face un protez de cioc pentru pasăre. Acest mic papagal adorabil și-a pierdut ciocul, dar oamenii i-au oferit o a doua șansă prin crearea unei proteze din plastic. Și iată momentul incredibil de a salva un pisoi cu o secundă înainte de tragedie. O balenă cu cocoașă care cântărea 27 de tone s-a spălat pe țărm și vedeți cum oamenii s-au unit pentru a o salva. Iar băieții ăștia au văzut un vultur care stătea pe marginea drumului și aștepta să se oprească cineva și să-i dea apă. Oamenii au auzit strigăte de ajutor venind dintr-un șanț și au găsit acolo un cățeluș rănit la cap care era pe moarte. Cățelușul era atât de slăbit încât nasul i se scufunda mereu în apă. Din fericire s-a vindecat și acum cățelul este în perfectă ordine. Câinele a căzut într-o capcană cu apă și s-ar fi înnecat dacă nu ar fi fost echipa de salvare. Uite cu câtă ascultare știe că oamenii încearcă să-l ajute. Și acest delfin a notat până la scafandri în speranța de a scăpa de funia care îl deranja. Acum este liber, dar uite cum nu se grăbește să plece și în schimb îi mulțumește salvatorului său. Când oamenii construiesc drumuri, nu se gândesc niciodată la animale și iată consecințele. Acest pui de elan era complet acoperit cu asfalt. Echipa de salvare a venit în ajutor și a curățat puiul de lână. La 21-a aniversare a sa, snowboarderul a decis să călătorească pe zăpada proaspătă. Planurile i s-au schimbat când a dat de un cal blocat în zăpadă. Ce zi a mers pe snowboard și a salvat un cal care s-a reunit cu proprietarii săi 4 zile mai târziu. Coarnele frumoase se pot transforma într-o mare problemă, așa cum s-a întâmplat cu acest cerb. Din fericire, oamenii nu l-au lăsat în necaz. Și acest bietelan a fost blocat într-o mlaștină acoperită de zăpadă și nu se putea mișca. Când a fost eliberat, a fugit imediat la prietenul său care așteptase cu răbdare în tot acest timp. Ce să însemne oare?
Crezi că tipul ăsta caută petrol? Păi uite că nu, doar salvează o capră. Când câinele a căzut sub gheață, a fost imposibil de salvat animalul din cauza apei reci. Cu mare dificultate, bărbații au reușit să ajungă la câine, iar el a înțeles repede ce trebuie să facă. Și iată cum arată îndepărtarea cornului rinocerului pentru a speria braconierii care ucid aceste animale pentru coarne. Sunt făcute din keratină ca unghiile umane, ceea ce înseamnă că continuă să crească din nou. Cât despre zgomot, animalul poartă căști pentru a nu fi prea speriat. Iar acest cerb a venit la popor cu capul adversarului său lipit de coarne. Din nefericire, operatorul era neputincios. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă ați avut și voi ocazia vreodată să ajutați vreun animal. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la Lime!